În comuna Hunedoreană Ghelari se lucrează de ceva vreme la modernizarea rețelei de drumuri. O parte dintre acestea au fost modernizate prin asfaltare pe programele PNDL 1 și 2. În momentul de față sunt asfaltate 80% dintre drumurile comunale din Ghelari, iar cei aproximativ 12 km rămași nemodernizați vor fi reabilitați în urma proiectelor depuse de administrația locală pe Programul Național de Investiții Angel Saligny. Programele trecute pe PNDL 1 și PNDL 2 s-au asfaltat 80% din drumurile comunale, au mai rămas câteva drumuri ca și kilometraj undeva la 12 km de drumuri comunale care, și străzi care au fost prinse acum pe Angel Saligny pentru asfaltare, și dacă acest lucru se va întâmpla, atunci în localitate toate drumurile comunale și toată infrastructura stradală va fi modernizată. Comuna Ghelari, care se întinde pe o suprafață de aproape 47 de km pătrați, are în componență 4 sate, respectiv Govâșdia, Plop, Ruda și așezarea de reședință omonimă, o populație de circa 2000 de locuitori.